Au fost controlate 73 de biserici, schituri și mănăstiri. Pentru neregulile constatate s-au dispus măsuri urgente pentru remediere în vederea desfășurării activităților bisericești din următoarele zile în condiții sigure. Au fost constatate anumite nereguli, cum ar fi exploatarea instalațiilor electrice, existența sau deteriorarea instalațiilor pentru parcări, inexistența sau deteriorarea stingătoarelor. Pentru aceste nereguli s-au aplicat sancțiuni contravenționale, constând în amenzi și avertismente. Pentru că bisericile vor fi pline, mai ales în noaptea de înviere, inspectorii Soargeș recomandă enoriașilor câteva măsuri simple, dar sigure și necesare. Pe timpul manifestărilor religioase să respecte regulile în vederea prevenirii incendiilor, în special cele privind utilizarea lumânărilor la slujbe, să utilizeze locurile special amenajate pentru depunerea lumânărilor aprinse, situate la distanță față de elemente combustibile, să se parteze covoarele sau mochetele pe timpul desfășurării slujbelor. Ușile de acces, de evacuare, se vor menține în poziția deschisă. Îndeplinite toate aceste condiții, atât credincioșii cât și pompierii vor avea parte de un Paște liniștit. Flăcările pe care le vor vedea vor fi doar cele de la lumina de înviere.